Dacă îmi permiteți, sunt mai multe lucruri aici. În primul rând, sunt mai multe planuri. Nu, în primul rând, cred că există foarte mulți aspiranți pentru funcția de președinte. Aspiranți, da, dar oameni care să și poată să câștige care să reușească să și câștige votul popular este o mare provocare, într-adevăr, să găsești în zona dreptei. Sper că nu este o vină pe care o am, pentru că am intrat în politică acum un an de zile. Deci nu am nicio responsabilitate directă pentru propulsarea sau nepropulsarea unor asemenea figuri. Eu cred că aceste figuri se nasc, e bine să ai oameni născuți, iar nu făcuți pentru această politică sau contrafăcuți prezidențială. Dar dincolo de această paranteză, mă tem că există și alte zvonuri pe piață. Ele vorbesc despre încercarea PSD-ului de a racola cât mai mulți membri ai PPD-ului. Se pare că prețul în piața aceasta a transferurilor, ca să nu spunem direct, a traseiștilor, prețul a scăzut, e vorba de 30.000 de euro pe cap de PPD-ist. S-ar părea că există și ecuația care ar pune PSD-ul și PPD-ul într-o alianță ad hoc în Parlament, cu posibilitatea excluderii liberalilor. Așa că nu cred în toate aceste zvonuri care prezintă un USL consolidat. USL-ul nu este consolidat. Și dacă merge bate și acum pe Crin Antonescu, nu la venitoare, e doar Ponta. Nu, văd nu știm dacă Muguri Sărescu nu este o variantă, nu știm dacă nu există un candidat surpriză. Asta înseamnă că de asta e atât de relaxată Crin Antonescu? E relaxată într-o vacanță continuă, pentru că va alerga singur cu un USL gigant de 60% în spate. 55% în ultimele și cu toată săptămâni. Dreptei, stați puțin, în continuare vă grăbiți. Nu se prezintă. Vă grăbiți și dreapta e diversă și e plurală și e bine că e așa, fiindcă există și o dreaptă coruptă. Din păcate, sau mai degrabă o dreaptă pe hârtie, fiindcă e social-democrată adesea, există și o dreaptă mai curajoasă, care acum în construcție și nu poate să reprezinte acel zid despre care vorbiți dumneavoastră, e în plină construcție și până la urmă e un timp al testului, cred. Bun, eu...